Distribuirea voturilor partidelor care nu au trecut pragul parlamentar. Până în anul 2009, noi ținem minte că era proporțional. Corect sau nu? Și partidul care acumula mai mult, proporțional, prelua din voturile acestea pierdute mai mult. Și tot așa pe ierarhie. După 2010, când s-a produs, în viziunea mea pur subiectivă, etc., s-a produs o lovitură de grație asupra codului electoral, s-a introdus sistemul acel zis dictatorial în viziunea noastră, Robin Hood, dar egalitar. Fiecare partid, un partid ia 6%, ia tot 10 mandate, alt partid ia 40%, ia aceleași 10 mandate. Aici, dumneavoastră, aveți vreo soluție, hai să-i spunem așa, mai corectă, mai europeană? În principiu, în 2010, Mihai Ghimpu, când a modificat, la insistența lui s-a modificat codul electoral, atunci era așa, voturile celor care nu intrau în Parlament, dacă spunem că rămâneau 20 de mandate și intrau 5 partide în Parlament, fiecare mandat din acele 20 se împărțau câte 1 la fiecare. În principiu, ieșe un număr egal. Adică această formulă este una care favorizează partidele mici și le pune cumva pe picior egal față de cele mari. Da. Acum noua formulă, care a fost folosită în 94-2010 și acum din nou, ia în parte voturile rămase, acestea 20, proporțional cu voturile acumulate de partidele care au trecut. De exemplu, dacă au rămas 20 de mandate, iar, să spunem, partidul Rândunicii, da, ia un 45%, partidul Rândunicii ia 45% din acele 20 de mandate rămase, adică ea ia partea cea mai multă, iar acei care îți zice un contract la limită... Da, partidul Furnicuța, care nu a acumulat pragul electoral... Da. Care a acumulat, de exemplu, pragul electoral 5,01, ia doar 5% din acele 20. Dar de ce au vrut pe SRM schimbarea tot ce am găci? Da, deși, pentru că la acea vreme sondajele le dădeau lor un 40% din credere față de PAS și PPDA, care împărțeau cu 15%. Și deci, dacă erau anticipate și rămâneau niște 20 de mandate libere, socialiștii luau grosul. Da, dar și acum... Și nu pe Igor grosul, dar grosul mandatelor. Doi ani mai târziu, aparent, această... Îi defavorizează ușor. Da, conform sondajelor, PAS-ul, din cauza acestei modificări ale Bogdan Țârdea... Așa au ajuns la Don să întoarcă la tătuca. Da.